În sfârșit m-am putut duce și eu la muncă, după ce n-am mai avut și eu blană, mi-a crescut înapoi. Și hai să sunăm pe Bebelavi înainte să ajung acasă, să vedem ce face. Tot timpul o sună înainte pe drum. Telefonul! Telefonul ăla nou de la Moss, mă duc lepede să-l iau. O sun pe telefonul nou, mă. Uite, ies telefonul, că nu-i găsesc. Uite, Ița e, mă, de să-l iau lepede. Poate ți-o pleste din sunat. Alo? Alo? Mă auzi, Bebelavi? Te sun pe nou telefon, chiar acum ajung acasă și... Dar ce faci acolo? Mănânci? Nu. Toată ziua mănânci, Bebelavi, o să avem noi o discuție. Apoi mănânc, am mâncat ziua măl, bine, tatițau, hai că acum vei. Așa intru și eu, frumos îmi pun la cuier hainele. Bebelavi, am ajuns. Mamă, Bebelavi, dar am lipsit și eu 2 zile și ai mâncat. Uite cât ai. Dar n-ai lipsit 2 zile, tati, tu ești normal? Ai lipsit 2 ore. Bine, da, s-o simți ca 2 zile, da. De o săptămână încoace mănânci în continuu, Bebelavi. Uite-te și tu. Mamă, cât de grasă ești, Bebelavi. Ești... Glață, nu fă-n glață. Bebelavi, ești mai grasă decât mine. Eu, tati. Ia, nu-mi spune, te rog. Ia să mă uit un sertar. Ai mâncat toate dulciurile de la Moș Nicolae, Bebelavi. Bebelavi, ai mâncat toate. Dă laptele, dă laptele la încoace, gata. Cât mănânci? Ai pus 10... Ai pus 10 kilograme într-o săptămână, Bebelavi, pe tine. Ei, tati, nu vezi că nu mănânc, n-am mâncat toate dulciurile, mai am punga de țipsuri. A, pe care deci o mănânci acum, nu? Da, normal, tu ce crezi? Când mănânc... Bebelavi, dă punga aia de țipsuri în acest moment. Cu ea, tu vrei să te înglasi? Bebelavi, ești mai grasă decât mine, uite-te și tu! Mai grasă decât tine, mă, tati, ia să ne mulțulăm, haide să ne cântălim! Hai! Uite, ia! Stai! Dar nu te pune asasitul, stai lângă mine! Așa, lângă ea. Hai să facem cu spatele la mață, că ne incomodează masa. Țipne-o lângă mine. Sunt lângă tine. Mai glasă decât tine. Bebelavi, uite de cât ești. Aulețe, m-am înglăsat. Ia să vedem câte kilograme ai. Ia aici pe cântar. Păi pune-te tu, tati, să vedem câte kilograme ai. Păi uite aici, are patul incorporat. Ok, hop. 71 de kilograme. Ia urcă tu. Stai, nu urca. Nu urca, stai un pic, nu, stai un pic. Vreau să, înainte tu aveai 20 de kilograme, parcă nu? Da, 20 cred că aveam. No, bun, hai să vedem, ia să mă urc eu din nou. 82, Bebelavi, ia piciorul de acolo. Ce glumeață ești, ia urcă-te tu, ia. Mă urc eu. Puța, 70. Leule. Hai, urcă. Glame. Urcă singur, n-ai 70, urcă. Da, uite, cât am? Cât 31 de kilograme, am zis bine 10, chiar 11 kilograme ai pus pe tine. Vai de... Aoleu, ce mi-a s-a somn, ce greu mă misc. Aoleu, hai să te prind de obrăjor, ia uite de obrăjor, ce obrăjor mare. Că mă mis gleu. Grăsana mea. Să dorm, că soboțită de la atâta glățime. Bebelavi, decât să te sar, mai bine te ocolesc, atât de grasă ești. Hai mă mis de mine. Sunt mai glață decât tine. Dar-ți place să mănânci. Păi nu ești mai grasă. De pot pate? Nu ești mai grasă, ești mai grasă decât erai înainte, dar totuși nu ești mai grasă decât mine. Totuși la vârsta ta, la anii tăi să ai atâtea kilograme. Nu mai, îți confisc toată mâncarea. Ți-am dat toate melele, să știi că nu mai am mele. Ok. Na, ți-am confiscat toată mâncarea, Bebelavi. Să nu te mai prind cu mâncare. Bea un lăptic de noapte bună. Da, o cană. Numai una mi-ai dat. Da, o cană. E încălzilea. Hai. Gata, nu mai mânca atât. Gata, îți ajunge. Băi, Bebelavi. Gata, aruncă. Gata. Tăi înțeleu poți fi.
Aoleu, aoleu, aoleu. Băi, Bebelavi, nu, hai să te învăț ceva. Nu trebuie să râzi de persoanele grase, dar eu râd de tine. Și zic de ce râd de tine. De mine. Merită să râzi de oamenii care mănâncă nesănătos în continuu, numai dulciuri. Și mai ales de oamenii care n-au nicio problemă de sănătate, dar ei pur și simplu... Nu, bine, nu merită să râzi nici de ei, ok? Pentru că e urât să râzi de oameni, dar trebuie să le zici, băi, nu... Pentru că tu ești copilul meu și am dreptul să râd de tine, pentru că ți-am zis să nu mănânci atâtea dulciuri. Plec și, băi, eu te-am mai văzut pe tine când veniam noaptea că mănânci aici, dar am zis, bă, va mânca și ea un fursec, un ceva, că e foame. M-am uitat la țelial, la dețene, și mâncam popcorn, și după ce gătam popcorn, nu mâncam ciocolată, și după ce gătam ciocolata, zeleul, și după ce gătam zeleulile, mâncam... Ce te uiți asta la mine? Te mai uita asta urât la mine, te lua. Curios, sunt curios, zi-mi, cât, ce mai mâncai după ce mâncai toate astea, ce mai mâncai? Bomboane de pom. A, de asta, băi, eu în fiecare zi veneam și puneam bomboane de pom. Credeam că am pus eu prea puține. Dar unde pui ambalajele? Că nu înțeleg. Pe aici le ascunzi, aici le-ai ascuns, pe aici pe undeva. I-am aruncat afară, pe geam. Pe geam? Am mai sunt acolo copoați. Și eu care credeam că aruncă sătenii, că vin copiii sătenilor pe aici, că aruncă pe la noi prin curte și tu erai aia care arunca, a? Eu era mai aia și mâncam când erai tu plecată, să acum că e clățunul, să avem multă mâncare. Aoleo! Au, m-a lovit de ușă! Mai bebe la vii, mai era să-mi dărâmi ușa, mă! Uite că mă doare mâna! Intră într-o parte, intră așa într-o parte, bebe la vii. Mergi într-o parte, așa. Merg așa într-o parte. Dar stai ridicat, așa, stai în picioare. Și mergi așa într-o parte, așa. Bravo, bravo, așa. Merge, gata, merge așa. Poți să intri pe ușă? Uite. Deci bebe la vii, ți-am zis. Păi dacă ai mâncat o săptămână în continuu, zilnic, kilograme de dulciuri, deci ți-am zis să nu râzi de oamenii care sunt grași, pentru că unii dintre ei poate chiar au probleme de sănătate. Păi eu sunt glață, ce? Păi da, dar tu n-ai probleme de sănătate. Am probleme de sănătate. Nu, tu ai probleme cu dulciurile. De acum încolo, regim. Uite, îmi pierd și vocea de nervi. De acum încolo, regim. Nu ai voie să mai mănânci. Ascultă-mă. Legină, să legină. Ciun legino, ciun legino, ciun legino. Bravo, da. Bebe Lavi. De acum încolo, nu mai ai voie să mănânci dulciuri. Asta înseamnă regim. Timp de 2 săptămâni, nu mai mănânci deloc dulciuri până de Crăciun. Leule. Rău. Clățunul. Da? No, bine. No, atunci să ajungi la 71 de kilograme ca mine. Bineți că sunt 2 uși în cap. Păi am știut eu de ce am pus 2 uși aici. Deci ți-am zis să nu râzi de oamenii, că poate au probleme cu glanda tiroidă. Nu, de nimeni. Dă-mi pupicul, noapte bună, și tu te să te prinzi să dormi. Dar nu mai căscap, că mi-e frică să nu mă mănânci. Să vezi tu ce te înghilasă tu. Mamă, bebe la vive să faci și tu un duș, că transpiri zahăr. Uf, ce să fac ție. Bebe la vi. Ții, tati. Stai mai un pic, dă-te jos un pic din pat, te rog eu. De ce? Stai un pic. Îl faci mai male? A, păi foarte bine că-mi faci patul mai male, că... Că n-ai loc, da. Asta... Că s-a mă chinuiam aici cu... Cu țalte luțate, îi să mai vine un pătuț. Punem pătuțul. Asta. Bebe la vida, vezi să dormi într-o parte ca să ai loc. Mai fi lău. Poți să dormi și tu cu mine, de fapt nu-mi capi. Nu. Da, de ce nu? A, uite așa, gata. Bun. Deci, bebe la vii, să ai, te rog frumos, mare grijă. Eu te învăț că eu am râs de tine acum, dar tu să nu râzi mai de oamenii care sunt... Să fii fetiță cu minte. Sunt cu minte, du-te să dormim și mâine dimineața începem lezimul. Da, să nu te prind cumva că dai atacul la dulciuri, că nu mai avem dulciuri în casă. Bine? Bebe Lavi? Si. Ci. Mă, tati, lasă-mă să du. Hai. Du-te. Noapte bună, mamă, dar putea zahăr aici. Nu e adevărat. La bomboane, pentru că am luat toate bomboanele din pom. Mă duc la dulțuri, mă duc la dulțuri, că avem ascunse dulciurile plințite, le iau pe toate.
Ia să ne mai înflițite lu, da? O, păi mai e mai nimic. Ce să-mi poacă mie. Mai găsi ceva? N-am mai găsit nimic. Uite, hai că mai mănânc niște cartofi. Bebe, la vii ce faci acolo? Nu fac nimic, tati. Dar la ora asta, la ora 3 noaptea, ce cauți tu în bucătărie cu un cartof pe jumătate mâncat? Nu am vrut vomiță și am vrut să mănânc ceva. Dar doar cartofiul ai mâncat, da? Nu mă cartofi eu, că n-am găsit nimic în frigider, dar nu știu ce ai făcut. Păi am ascuns eu. Mâncam ciocolată, da. O, ți-ai făcut? Nu, nu le-am ascuns în cameră la mine, așa că ai grijă. E, tati. Mă pun la somn, tu mai poți să stai un pic aici, dar să nu te prind că intri în cameră, că fur sau ceva, da? În cameră. Ce se mă, aolo, ce... Bebe Lavi, ce faci acolo? Mănânc bomboanele din pom. Da, ți-am spus să... Bine, bine. Vrei să scot toți... Nu, scot toate bomboanele din pom. Să nu te mai... Uite, fii atentă. Deci, ce o să-i fac acum? O să-i pun ăsta și o să creadă că-s bomboane. De fapt, o să vadă că nu sunt reale, dar nu pot să-l iau. Bebe Lavi, uite, te las să mănânci câte dulciuri vrei tu de aici. Bine. Hai. Nu, nu, de, nu, nu de acolo, Bebe Lavi, din ăsta. Din ăsta? Da. Aaa, ție ta, tati, Molkov. Da? Aaa, nu-mi bați, nu duc. Trei și mănâncă morcov acolo. Că... Deci m-am chinuit să-ți fac asta ca să pară că-s dulciuri și să fie de fapt legume. Nu-mi și... e foame acum. Nu ți-i foame, nu? Nu, o să te bine, prind. Bine, să mai mănânc, să se zglasă. Bine, să te mai prind eu că mai mănânci. O, treaba ta. Pe usă. Gata, hai să dormim, tatico. Zglasă, eu trebuie să dorm. Da, dacă ești gras, trebuie să dorm, da. Bravo. Bebe Lavi? Asta. Bebe Lavi? Îmi sună telefonul, tati. Te mă lasă să vorbesc singură. Ah. Hai. Cu cine vorbești tu? Stai că mă duc să-l iau. Ia ieți. Alo? Danță, ce faci? Te-ai apucat de țală? Ce e țală? Ia trimite, mi-a poză să văd. Ce frumoasă ești! Hai că-ți trimit și eu poză cu mine. Stai, doi, clei, si... Gata. Cânglăț, ce... Lasă-mă nici să mai vorbesc cu tine, tati! Da, Bebe Lavi, da. Nu te spionam la ușă. Tata, uite de mine că-ți glață! Am auzit, Bebe Lavi, dată nu ești gras, ești doar puțin plinuță și am eu o metodă perfectă să scapi. Dar ia la tata bine, că mi-a trimis să ți-a lătati cum a luat ea, uite, uite, vezi cum păi da, așa arătai și tu, exact așa arătai și tu înainte. Ia, că ți-a apucat de țală. Păi și tu arătai ce așa țală? Înainte să faci sală, dacă faci și tu sală, hai că-ți explic eu. Deci sală, acolo o să ridici niște greutăți, putem improviza noi aici, o să fac eu o sală în curte și în casă, ce zici? Da, ce trebuie să fac atât slăbeți, că nu mai vreau să-l de copiii de mine, deschide miusa ca păi să nu pot să ies. Gata, nu-ți închizi. Bebe Lavi, hai să-ți explic, deci copiii nu râd de tine dacă ai fi grasă, copiii râd de tine că mănânci multe dulciuri și de asta te-ai îngreșat. Nu știi dar să... ei nu au dulciuri, la ei nu venim o să Nicolae, păi... ei nu au dulciuri. Mai Bebe Lavi, hai să-ți explic. Deci un copil normal mănâncă o ciocolată, să zicem, pe zi de Crăciun, că noi e pofticios. Poate o ciocolată și o banană, o ciocolată și un o Eugenie, o ceva, mai mănâncă și pe seară un pic de dulciuri, dar tu ai mâncat 5 ciocolăți, 3 ouă cu surpriză, cu tot cu surpriză, că ai crezut că și ai de mâncare, dar după aia n-ai mâncat-o. Și pe lângă asta... Toate peste asta. Eu am crezut că tu ai mai mâncat și toate dulciurile din pom. Normal că te-ai făcut atâta zile între să mănânci non-stop atât. Și poate ai mâncat chiar mai mult. Ai zis că și jeleuri și chipsuri. Jeleuri, chipsuri, bătoane de ciocolată, și bomboane de pom, tati, am mâncat. No, fii atentă, că tu nu știi că ești mică. Ideea e să nu mănânci atât de mult pentru că e nesănătos, te îngrașă. Dacă ai avea o problemă, ar fi altceva. Te-ar înțelege toată lumea, n-ar râde nimeni de tine. Dar așa, dacă mănânci ca Sparta, eu ce să zic. Hai să te ajut eu. Fii atentă.
că nu mai vreau să-l ia, ia hainele astea grele din cuier, pune-le pe tine. Deschidem iusile. Ia hainele. Nu, no, bravo. Las că ți le dau eu. Ce-ți grele. Uite, ia. Uța, ți mi-e pun pe mie? Da. Și da, o să... Da, mi-e stati, mă slâng. Astea sunt hainele tale, mă slâng. Oh! No, Bebela, fii atentă. Acum că ai greutate pe tine, trebuie să faci cardio, adică să fugi. Fugi așa, dai ture. Cu mine, hai, hai, hai. Aolo. Prima oară dă-le jos de pe tine. Nu, dă-le jos prima oară de pe tine. Fugi. Așa m-am văzut, tati, de asta a fugit. Da, de n-ai fugit, ai fugit un metru, bravo. Ia că le dau jos. Dacă cădeai, ajungeai mai departe. Așa, le-am dat jos. Hai, pune-le deoparte un pic. Așa? Sa. Și hai să fugim așa, hai, fugi după mine. Fug. Hai că poți mai bine acum, hai, chinuie-te un pic, un pic așa mai mult. Bravo, bravo, bravo. Așa, ture, hai, hai. Hai, bebe, la vii, hai, bebe, la vii, hai, bebe, la vii, hai, bebe, la vii, hai, bebe. Ia-ți mă dată până ta, hai să mă îmbățesc, că mă îmbățesc pletale, tachii. Stai un pic așa, hai. Trage suflu. Hai, măcar două ture să dăm, prima tură așa și a doua tură cu armura pe tine, cu hainele. E ca o scaură armură, hai, doi, trei și hai. Hai, hai, bebe, la vii, hai, bebe, la vii, hai. Greu e el, tati, si. Da, o tură de cață și după mă duc în baie. Mă duc să bea niște apă că ți prea obosită. Hai, bebe, la vii, hai, 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 că poți, 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 poți. Și bravo, bebe, la vii. Mai pot, mă duc în cață. Așa, și după aia te întorci să mai dai o tură cu hainele pe tine. Da, unde mă duc să mă văd din oghindă. Hai. Hai că n-ai slăbit așa direct, într-o săptămână, de două. Unde oghinda, tati? Pune oghinda la ochi. A, păi, cred că e în camera ta. De ce ai mutat-o? Uite, uite-te la tine în cameră, na. Ia, dați tot așa, tati, nu m-am slăbit deloc, fac degeaba exercițiile ăia. Măi, bebe, Lavi, trebuie să faci o săptămână, două săptămâni în fiecare zi. Hai să-ți arăt. Hai să-ți arăt ce trebuie să faci și în două săptămâni până când o să mai povestim noi, o să vezi. Peste două săptămâni maxim o să fii la loc. Două săptămâni, dar eu nu fac gata două săptămâni, că mă prea obosesc. Na bine, atunci o să râd o tanța de tine și gata, te las. Nu. Nu vreau să râd o tanța. Pune hainele pe tine. Ok, le pui acum. O, eu ți-o ulit alăt cu ele neglea sa. Și hai după mine, hai. Doi, trei, nu, hai că-mi pun și eu pe mine să nu zici, că mai am un set aici. Slăbesi tu, dar să slăbesi tu, ca eu să fii mai glas. N-am nevoie să slăbesc. Eu sunt tăticul tău. Mai bebe la viu, nu slăbesc, eu doar îmi mențin mușchii pe care i-am. Hai, 2, 3 și... Hai. O, ce m-am obosit. Ce ai făcut, mai bebe la viu? Nici nu te-ai mișcat din loc, hai. Sunt obosită deja. Hai. Hai, 2, 3, splocul. Fiți gata. Start. Hai. Și dacă merg cu spatele, cicimicii merg mai repede decât tine. Ce greu e. Hai, măcar așa cât de cât, hai așa, 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 am pas alergător, haide. Haide, haide, hai că și pentru, și pentru mine e greu, hai. Tati, mai pot. Haide, 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 bebe la vie, haide că poți, 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 pe aici, pe aici, pe aici, hai, hai. Lasă, tati, nu mai vreau. Hai, pe lângă casă, pe lângă casă, așa, hai, repede, 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 o tură, o tură, o tură, hai. Încă puțin, asa. Ce bine. Bravo, deci băi, mișcare. Hai repede. Hai mai repede un pic acum. Hai că poți, ultima 100 de metri. Haide, 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 haide. Hai, bagă, 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 bagă mare. Și bun, nu, acum ascultă-mă cu mare atenție. Dă astea da, jos de pe tine. Că nu mai pot. Hai să mergem să mâncăm molcovi. Ascultă-mă puțin. Ce? Stai puțin. Că acum am eu totul pregătit pentru tine. Dar deja văd că știi, ai văzut pe internet. Sau de unde? Acum trebuie să mâncăm legume. Da, am văzut cum să țăbesti. No, bun. Hai să vezi. Uite, cartofii nu-i vom mai mânca prăjiți, mâncăm copți. Păi, cartofii păziți. Vreau cartofi păziți. Nu! Fără prăjeli, fără ulei, pentru că aia înseamnă grăsimi și aia înseamnă că te îngrași de la ei. Așa, bun. Nu, putem în glas. No, bun. Uite aici. Mănâncă două mere. Da, caramelizat, mai vezi tu, peste două săptămâni vezi, dacă mănânci câte puțin, vei putea mânca tot timpul. Asta e ideea. Apoi mănânc cinstele, de astea zic că un măr caramelizat. Nu, bebe Lavi, asta e ideea, dacă mănânci cu moderație, dacă mănânci în fiecare zi câte puțin. Păi dacă mi-e pomiuțit să fac.
Păi da, mănânci, uite, de exemplu, dacă maxim ai voie o ciocolățică pe zi, mănânci două, hai trei într-o zi în care, dar nu... Cât ai mâncat tu, 5 ciocolăți mari, jeleuri, toate alea în fiecare zi timp de o săptămână. Da, că am înțeles că nu e bine să mănânc așa mult. Ia morcovei. Da, morcovei. O găleată cu lapte, o găleată bei, care un litru găletuș asta. Da. Îl bei pe tot așa încet, încet, pe întreaga zi. Găleată, să ziceați voi pe vlemul găleată. Da, găletuță, na, așa, că eu are totuși un litru, e mare. Gata. Așa. Și foarte, foarte, foarte important, apă să bei. Bi apă. Da. Mi-ai dat sticuța. Și, uite, Bebelavi, dacă în fiecare zi dai 3 ture din acestea, adică 3 ture însemnând 6, 3 ture fără să ai hainele pe tine și 3 ture cu haine pe tine, într-o săptămână, nu în două, că o să fii super sportivă tu. Dacă într-o săptămână faci ce ți-am zis, eu o să ai înapoi kilogramele tale și o să arăți la fel. Ia, tati, mulțumesc că mă ajuți să slăbesc. Păi te ajut, că cum să te las așa? Și ți-am zis niciodată să nu râzi de oamenii grăsuți, că poate au probleme, nu știi tu. M-am lovit la usa aia, deschide-mi-le. Hai. Ce mare. Am auzit și eu adesene, că am muncit toată ziua ca să mă fac frumoasă să slăbesc. No, bine, hai, noapte bună, Bebelavi. Noapte bună, tati. Nu, e chiar noapte, dar eu mă pun în pătuț, hai. Noapte bună.